Aia afară la zăpadă. Hai, eu n-am să construim. Nu știu de ce nu îmi răspuns. De ce te ascunzi? Param, param, la patinoar. La mulți ani, draga mea urmăritoare. La mulți ani. Iată cum mi-am petrecut eu primele zile din acest an. La patinoar. Băsuflată puțin. Și apoi, mergând acasă, distrându-mă puțin în mașină, pe un gen muzical care nu am mai ascultat de mult, dar de această dată m-a bine dispus foarte, foarte tare. Și am vrut să vezi și tu puțin ce fac eu în timpul meu liber când încerc să mă distrez puțin. Draga mea urmăritoare, sper să ai un an cât mai liniștit, cu multă sănătate și multe realizări, fericire, bineînțeles, soare și zâmbet pe buze. Un an cât mai frumos, așa cum l-am avut și eu în 2019, un an în care tu ai fost alături de mine și îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru asta. Un an în care am împlinit 40.000 de urmăritori, iar în 2020 sper să trecem lejer de 70.000 de urmăritori. Draga mea urmăritoare, doar cu ajutorul tău se poate acest lucru, drept pentru care îmi propun și câteva giveaway-uri în acest an. Sper să te încânte această idee. Chiar te rog să-mi lași un comentariu cu un răspuns la această întrebare, dacă te-ar încânta să organizezi câteva giveaway-uri în acest an. Iată ce mi-am cumpărat eu bun, 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 pentru a urmări un alt film posibil acasă, pentru că tocmai de la cinematograf am mers spre casă în acest moment în mașină. Am fost la un film, după care am fost la patinoar și apoi am mers acasă, unde urma să mă mai relaxez puțin, împreună cu acea sticlă cu puțin alcool în ea, să zic așa. Da, se aude bebelina mea cum mă strigă pentru că nu știe că eu sunt ascunsă într-o altă cameră pentru a înregistra vocea unor videoclipuri, unor cursuri chiar, pentru că, draga mea urmăritoare, vin cu surprize imediat în zilele ce urmează, pentru că mi-am creat o altă platformă sau mi-am achiziționat o altă platformă pentru cursurile online de manicură, pe care abia aștept să le vizionezi și tu, pentru că sunt convinsă că o să-ți placă noile reguli sau informații de abonament pe care o să ți le prezint undeva mai peste câteva zile. Draga mea, te pup și ce să zic, un an 2020 cât mai prosper, unul așa cel puțin cum am avut eu în 2019. Te pup, draga mea, să ai grijă de tine, spor în toate, unghiuțe cât mai frumoase, alături de mine, pupici!